Bun găsit, domnilor și domnilor, sunteți la Open TV la emisiunea Scurt pe 2. Astăzi avem două invitații speciale, aș putea spune, două invitații din capitală, două personalități politice. Este vorba de Ilan Laufer. Bine ați venit, domnule Laufer, fost ministru al mediului de afaceri. Bună ziua, bine v-am găsit. Programului Startup Nation. Bună ziua, bine v-am găsit. A fost pentru mine un eveniment absolut spectaculos la Giurgiu. Sala plină, emoții, discuții reale, probleme reale, normal, situații mai tensionate, mai plăcute, deci a fost un eveniment autentic românesc și pentru bine asta sunt foarte, foarte mulțumit. Da. Bine v-am găsit! Cel de-al doilea invitat este Alex Coita. Alex este diplomat în primul rând, în al doilea rând... Când vrea e diplomat, când vrei, nu. Când vrea e mai diplomat, nu? Da, exact. Uneori trebuie să fii și direct. Da, și, da, ziua... da. Și analist politic. Și astăzi am avut o discuție foarte directă cu oamenii. Ne-am bucurat să vedem că oamenii au fost foarte deschiși. Toți cei care au venit la evenimente, număr foarte mare, ne-au spus, nu ne-au menajat, ne-au pus la încercare... Și eu zic că am făcut față cu bine aceste încercări. Eu și cu Ilan am făcut față cu bine multor încercări de-a lungul timpului și este doar începutul. Și o să vedeți că social-liberală. Vor mai urma multe surprize. Sunteți reprezentanții Platformei Social-Liberale, cei care ați inițiat acest proiect. Giurgiu, al câtelea oraș este din turneul 10 în 10? Pe care cred că până în acest moment a fost în peste 30 de orașe, de sau 30, 31, 32. Mai avem 7-8, da. În jur de 30 de orașe am deja vizitat până acum, poate am puțin mai perioadă? Mult. Perioada 16 ianuarie până astăzi. Deci am pornit... Un tur de forță. Da, 2-3 orașe forță, pe zi. Da. Cu conferințe, cu întâlniri cu oamenii, cu emisiuni TV, cu emisiuni radio, cu discuții, cu foarte, foarte multă încărcătură și pozitivă, aș putea spune. Acum v-aș și întreba, de ce 10 în 10? România 10 în 10? Fiindcă avem 10 măsuri care formează proiectul nostru de țară, România 10 în 10. Sunt 10 măsuri și de aceea se numește România 10 în 10 și ne dorim ca în maxim 10 ani să implementăm toate aceste măsuri. 10 și măsuri să ducem, 10 ani. Exact. Și să ducem România acolo unde este locul și anume, în top celor mai dezvoltate, cele mai puternice 10 economii din cadrul Uniunii Europene. Este foarte important de menționat că este primul proiect de țară propus de un partid politic în ultimii 15 ani în România. Ultimul nostru proiect de țară realizat ca și popor a fost integrarea în Uniunea Europeană. Iertați-mă, dar România Educată nu e un proiect de țară? Este un proiect pe care îl așteptăm cu toții. Un proiect personal? Nu, este un proiect pe care noi îl așteptăm cu toții. Președintele Iohannis a anunțat acest proiect acum ceva timp. Știm că se lucrează la el și așteptăm și avem așteptări de la acest al doilea mandat al domnului președinte Iohannis să fie un mandat care să aibă consecințe bune pentru România. Printre cele 10 măsuri pe care dumneavoastră vreți să le implementați în 10 ani, am văzut și educația, care nu era pe locul întâi. Educația și sănătate. Nu credeți că educația ar trebui să fie pe locul întâi? De aici pleacă toate. De la schimbarea mentalității, de la educarea oamenilor să deci, nu mai arunce gunoi, toate, că spuneați că ați găsit toate proiectele, deci toate proiectele din cadrul proiectului de țară România 10 în 10 au componentă educațională. Toate, absolut toate. Deci pentru noi educația este esențială, înțelegem acest lucru, lucrăm în acest moment inclusiv la un proiect de reformă a educației în România. Toate cele 10 măsuri au componentă educațională. Trebuie să înțelegeți acest lucru, noi înțelegem importanța, indiferent că discutăm de creșterea venitului minim la 1000 de euro pe lună, înseamnă foarte multă educație și schimbare de mentalitate. Dacă discutăm de digitalizare, înseamnă educație, înseamnă cunoaștere, informare și, practic, un pas următor al societății românești către eficiență și randament. Dacă discutăm de propunerea noastră pentru a reintroduce armata obligatorie conform modelul țărilor scandinave, discutăm de descoperirea unei vocații a tinerilor, vor discutăm de un colac de salvare în viața tinerilor, înseamnă educație, înseamnă disciplină. Dacă discutăm de propunerea noastră pentru o dezbatere națională pentru modificarea imnului, pe care noi îl iubim și îl respectăm, dar ne întrebăm dacă este momentul să avem o dezbatere, înseamnă educație, înseamnă schimbare de mentalitate. Deci, educația și schimbarea mentalității în România merg mână în mână. Deci trebuie să le facem pe ambele în același timp. Haideți să luăm măsurile pentru cei care se vor uita la
pe televizor. Haideți să luăm pe rând măsurile. Scurt, o explicație scurtă la fiecare măsură. Bun, aș adăuga în continuare a ceea ce a spus Ilan, faptul că proiectul România 10 în 10 este în sine un proiect educațional. De ce este un proiect educațional? Pentru că noi, ca să ajungem acolo unde ne-am propus, în primul rând, așa cum bine a spus, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Proiectul România 10 în 10 este un proiect în care, în primul rând, românii trebuie să învețe, să învățăm împreună, că nu trebuie să fim la periferia Europei, că nu trebuie să fim în subsolurile tuturor clasamentelor privind venituri, corupție și mai știu ce, că avem vocație, avem potențialul, putem să ajungem în prima jumătate a clasamentului și de ce nu în primii 10. Deci este un proiect educațional. Până noi nu vom înțelege că putem acest lucru, nu ne vom mișca. Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește măsurile concrete, acestea țin de o gândire pe care noi o propunem clasei politice și care vrem să schimbe puțin modul în care se raportează liderii acestei țări la populație. În primul rând, să ieșim din logica pomană contra tăieri, adică să ieșim din acea gândire în care fie dai pomene electorale, fie tai salarii și pensii și să gândim într-o logică a dezvoltării. Noi credem că un politician, un lider, trebuie să gândească măsuri prin care să aducă mai mulți bani, mai multe resurse în țară și prin aceste resurse să asigure un trai decent populației. Cam jumătate din măsurile pe care noi le propunem prin România 10 în 10 sunt măsuri inovatoare prin care vom schimba structura economiei românești astfel încât să devenim un lider la nivel regional, să devenim un tigru al Europei. Fie că vorbim de sprijinirea 30.000 de firme noi din domeniul tehnologiilor și IT-ului, fie că vorbim de revitalizarea programului pe care Ilan l-a pus la punct și care este cel mai de succes program de antreprenoriat din România, fie că vorbim de digitalizarea completă a birocrației, astfel încât, printre altele, să reușim să prindem în buget acei bani care se pierd prin evaziune fiscală, pentru că avem un sistem din anii 90 de colectare, 8 miliarde de euro erau acum câțiva ani, numai din TVA. Gândiți-vă ce s-ar putea face cu acești bani. Asta când ne spune lumea că nu există resurse. Fie că vorbim de alte proiecte, precum cel de a uni România cu provinciile istorice prin autostrăzi. Chestiune care în momentul de față este restantă și pe care nu o văd rezolvabilă de actualii guvernanți, pentru că nu înțelege nimeni cât de urgentă e chestiunea și nu înțelege nimeni cât de urgentă este să străpungi Carpații cu două autostrăzi, astfel încât Muntenia, Moldova și Transilvania să devină parte a aceluiași întreg ecosistem economic. Apropo că suntem în Giurgiu, aici vorbeam cu prietenii noștri din sală și ne spuneau că podul de la Grădiștea, podul feroviar de la Grădiștea și podul peste Neașlov pe DN5. Exact. Care podul peste Neașlov văd că se repară de ceva timp, să sperăm, Doamne ajută să nu dureze prea mult. Știu, da, Grădiștea e un subiect care este o rușine națională. Are peste 10 ani. Cel mai vechi tronson de cale feroviară din România din secolul al XIX este în momentul de față rupt în două pentru că n-au reușit în 15 ani a durat să repare acel pod. DN5, București-Giurgiu, care se repare cred că de 12 ani, spuneau colegii, de 12 ani se repare un drum național, încă nu-i gata. Și asta, sincer, mi se pare absolut halucinant. Nu mai vorbim de autostrada sud a Bucureștiului care trebuie rezolvată și câte și mai câte. Deci toate acestea sunt teme care au rămas restante de la cei care nu și-au făcut lecțiile până acum, politicieni care sunt o clasă politică eșuată, credem noi. Noi trebuie să le rezolvăm și o vom face. Deci toate aceste măsuri sunt partea proiectului de țară. Pe lângă acestea, pe domeniul educației, cum ați întrebat, avem un proiect absolut revoluționar pe care eu cu Ilan știm să-l facem. Noi nu venim apropo cu măsuri pe care nu știm să le facem. Tot ce propune aici știm foarte bine că este fezabil și noi știm să facem aceste aveți proiecte. Aveți resurse pentru ceea ce propuneți noastră? Sigur, identificat resursele. Sigur că avem resurse. Atunci când am pornit la drum cu gândul de a crea o revoluție economică în România, de a genera mai mult, de a îmbunătăți colectarea taxelor și impozitelor, de a genera valoare adăugată. Ilan știe foarte bine, pentru că prin programul Startup Nation spunea ceva care efectiv m-a lăsat fără cuvinte. Programul Startup Nation, banii investiți de statul român, se recuperează în 3-4 ani. Greșesc? Da. Adică oricine a făcut vreodată business înțelege că este o rată de rentabilitate absolut fabuloasă. Deci noi atât timp cât investim în tineri, investim în antreprenori, investim în creativitate, investim în educație, sunt bani pe care ni vom recupera înzecit. Deci banii sunt. Noi stăm pe bani virtuale în momentul de față în România, doar că nu-i folosim. La fel și cu agricultura, la fel și cu multe alte domenii. Deci România este o țară bogată, este o țară cu mare potențial, care zace nefolosit pentru că, din păcate, guvernanții fie nu știu, fie nu înțeleg, fie nu vor să
să facă nimic. Și atunci țara este guvernată la foc mic, este guvernată de guverne care promovează oameni pe alte baze decât meritul și competența, este guvernată într-un mod în care mai multe ori becăim așa printre legi și proiecte fără să înțelegem nimic și astfel pierdem o generație, s-a pierdut deja din 90 până astăzi și riscăm să mai pierdem încă o generație, ori noi nu mai vrem asta, vrem să rămânem aici în România, să construim în România, să trăim bine în România și să fim mândri de faptul de ceea ce realizăm noi ca popor în Europa și în lume. Vrem ca România să stea la masa celor mai puternici din Uniunea Europeană. Ilan, cineva, după ce ați vorbit și de o altă măsură, cea care vizează diaspora, da, să aduceți românii în țară, da, cineva la un moment dat spunea și cum o să le dăm case la aia de... sau, mă rog, credite pentru prima casă la aia care vinde dincolo. Nu o să le dăm. Doamne ferește. Ce măsură propuneți voi? Eu propun o măsură prin care cei care doresc să se întoarcă în țară, în primul rând să aibă cadrul legal ca să facă acest lucru. Am propus înființarea Ministerului pentru Repatriere și Integrare, reintegrare, practic. Da. Iar programul Prima Casă trebuie extins către toți cetățenii acestei țări, indiferent dacă trăiesc în România sau în diaspora. Și o să vă explic de ce trebuie extins și ce trebuie făcut. Vă rog. În primul rând, astăzi, dacă vrei să te duci și să obții un credit prin intermediul Prima Casă, unde ai condiții fantastice, deci practic mulți care au astăzi o locuință prin Prima Casă și au achiziționat o locuință prin intermediul programului Prima Casă, nu ar fi avut-o, și asta am discutat și cu oameni din sală, dacă nu ar fi existat acest program. Noi trebuie să luăm acest program și să-l extindem și să se numească un program separat, Prima Casă Diaspora. Asta ce înseamnă? Vor primi aceleași condiții pe care le primesc și cetățenii și români aflați în țară. Aceeași garanție, deci statul român nu plătește pentru tine, ci îți oferă o garanție, practic te girează pe tine cetățean român în fața băncii, până la 50% din sumă. În acel moment, noi trebuie să le oferim, în baza statutului de repatriat pe care îl vor obține toți cei care sunt plecați din țară foarte ușor pe un portal online, posibilitatea de a veni și de a aplica pentru programul Prima Casă Diaspora, care trebuie să aibă fix aceleași condiții ca și programul Prima Casă, cu o singură mențiune, fără să vină cu acea adeverință de venit din România, că au avut venit în România în ultimele 6 luni, fiindcă nu au de unde. Și atunci, în clipa aia, eu vă garantez că dacă vom avea acest program, el va contribui la o creștere suplimentară a sectorului de construcții, care oricum Prima Casă a fost practic motorul care a scos România din criză, țineți minte, și va oferi posibilitatea a milioane de români să vină în țară și să devină proprietari, să întemeze o familie, să se întoarcă în țara lor și să poată să trăiască în țara lor așa cum trăiește un italian sau un spaniol în țara lor, în propria țară. Asta vrem să facem, doar să eliminăm acest aspect că trebuie să aduci adeverință de venit pentru o perioadă de 6 luni din România. Nu au de unde să facă acest lucru și atunci ei nu pot să se întoarcă în România și să acceseze Prima Casă. Ceea ce nu este corect și nu trebuie să fie în acest fel. Nu fie nicio, trebuie să existe un buget, discriminare. Exact. Trebuie să fie un buget pentru Prima Casă, care să fie mare cât se poate de mare și trebuie să fie un buget pentru Prima Casă Diaspora. Exact. Și aș mai adăuga aici că... Un buget de garantare, atât. Deci de garantare. Practic nu de așa. Așa cum a fost și Prima Casă cel mai de succes program, așa putem construi un program pentru diaspora. Pe de altă parte, cred că cei din diaspora, mulți plecați, au vocația să vină acasă și să nu vină acasă să fie săraci sau să fie angajați la plata cu ora sau zi de ieri, ci să fie, de ce nu, mici antreprenori, pentru că ei au muncit ani de zile. Sigur că diaspora românească este formată dintr-un grup foarte divers de oameni, de la mari specialiști, profesori universitari, doctori și așa mai departe, până la oameni foarte simpli care au plecat să muncească pentru o viață mai bună, care au trimis zilnic, lunar, 300-400 de euro, 1000 de euro acasă, pentru bătrâni, pentru copii, își construiesc o casă, îi ajută pe cei mici să meargă la școală și așa mai departe. Dar eu cred, noi credem de fapt că o bună parte dintre acești români au destulă experiență de a sta pe picioarele proprii, de a munci din greu și de a construi ceva, încât să poată să vină acasă, dacă sunt ajutați, în sensul că li se garantează un credit la bancă, tot în acest fel, în același fel în care am gândit și Prima Casă Diaspora, ca
ca să-și întemeze un business. Un mic business, nu trebuie să fie o mare corporație. Dar dacă se întorc în comunitățile de unde au plecat, de multe ori comunități și orașe sărace, își deschid un mic atelier, o mică prăvălie, un mic service, sau depinde de specializarea lor. Cred că atunci când ne uităm la 200.000 de oameni pe care noi credem că îi putem întoarce acasă pe an, în 5 ani de zile cu 1 milion de oameni se poate schimba fața României și toate acele comunități care acum, din păcate, sunt și moarte, mentalitatea, și cultural, și educațional. Da, vin cu altă mentalitate de acolo. Și cu o limbă străină în plus. Exact. Da, și cu o meserie învățată. Atunci ne scad și cei 40% analfabet funcțional. Exact. Asta este o altă discuție, dar în primul rând se întărește economia României, se schimbă mentalitatea, trebuie să avem bani ca să facem acele programe, ca să avem cât mai puțin analfabet funcțional. Deci toate astea costă bani. Spuneți la un moment pentru toate astea avem nevoie de o economie puternică. Ca să fie clar, că dacă nu avem bani, nu putem să facem nimic. Exact. Spuneți la un moment dat, de salarii, cred că interesează pe oameni, că într-o perioadă destul de scurtă, de 5-6 ani, să se ajungă la un salariu minim de 1.000 de euro. Eu am spus în felul următor. Dacă, de exemplu, la următoarele alegeri vom intra în Parlament, noi facem un efort pe care nimeni nu l-a mai făcut până acest moment și am pornit, când alții deja au luat startul, noi încă eram în scutece. Deci, dacă vom reuși acest lucru, vă garantez că vom fi vocea business-ului românesc în Parlament și vom fi cei care ne vom lupta în primul rând ca toate creșterile prevăzute la pensii și la salarii să se întâmple conform legii, orice întârziere. Să fie foarte clar, pentru guvernul PNL și pentru celelalte partide care susțin guvernarea PNL, orice fel de amânare a creșterilor prevăzute în lege, atât pentru salarii, cât și pentru pensii, înseamnă austeritate, înseamnă de fapt o tăiere, fiindcă un drept odată câștigat prin lege, nerespectat sau amânat, înseamnă de fapt o tăiere de venit. Să fie foarte clar. Înseamnă o înșelăciune. Vor crește pensiile din septembrie cu 40%, că vor... Sunt obligați. Noi susținem acest lucru. Noi credem că toate veniturile în România trebuie dublate, trebuie să ajungem la un salariu minim de 1.000 de euro. Avem soluțiile. Avem soluțiile din punct de vedere macroeconomic ca să se întâmple acest lucru într-o perioadă de minim 6 ani de zile, dar nu mai târziu de 10 ani. Dacă noi vom fi sub o formă sau alta, într-o coaliție, da? Nu neapărat de guvernare, dar de susținerea unui guvern în Parlament, noi vom pune aceste condiții. Ca proiectul nostru de țară, România 10 în 10, cu cele mai bune măsuri, cu cel mai mic impact bugetar, adică măsură care produce foarte mult și te costă foarte puțin, să fie prioritare în orice negociere pe care o vom avea. Orice guvern care vrea să-și asume puterea, trebuie să știe să aducă bani, să genereze venituri. Dacă nu știi să generezi venituri, stai în opoziție până înveți. Nu se poate să mai avem situații ca până acum. Până înveți, da, până înveți. Și până ești pregătit. Nu poți să vii la guvernare fără să ai un plan, un proiect de țară, nimic. Nu poți să vii la guvernare și dintr-o dată să explodeze deficitul sub tine. Nu poți să vii la guvernare și să-ți scadă ratingul de țară într-o lună de zile. Nu poți să vii la guvernare și nu mai să te împrumuți miliarde și miliarde de euro la dobânzi uriașe. Nu, dar deci nu se mai poate așa ceva. Înjur pe cei dinaintea ta că se împrumută și când vii te împrumuți, împrumuți dumneavoastră și la dobândă mai mare. Asta e minunat. Aplauze pentru PNL. N-am ce să zic. Aveți în... Așa este. Da. Așa este. Da, așa este. Deci, praful în ochi. Voiam să vă întreb, domnule, da, Alex. Toate vaetele ministrului de finanțe, imediat după ce a venit la guvernare, că există nu știu ce chestii paralele. Pe la minister. Cred că, suntem vai de capul nostru. Că eu cred că mai toate astea au dus, eu am învățat un lucru. Au dus la explozia euro, au dus la... Vă mai spun deci, au scăzut ratingul de țara României, da, un investitor la asta se uită primul lucru, ratingul de țară. Eu știu un lucru. Săptămâni standard. Când ești ucenic, taci din gură și asculți și înveți. Nu te apuci să vorbești prostii. Domnul Cîțu a fost un ucenic care nu a tăcut din gură și a făcut rău. Și prin declarațiile domniei sale, din care reiese că fie nu înțelege nimica, fie are impresia că este încă blogger sau face jocuri politicianiste, a scos
a băgat mâna în buzunarul românilor și a scos bani. Pentru că, ce credeți, dobânzile astea mari, cine le plătește? Că nu le plătește domnul Câțu. Le plătim tot noi, de exemplu. Impactul scăderii ratingului de țară e același lucru. Tot noi îl plătim. Deci, trebuie să se înțeleagă un lucru. Noi plătim de două ori. Plătim și dobânzile mari care se răfrâng asupra noastră la credit și plătim și dobânzile lui Câțu, la care se împrumută și tot noi plătim. Deci noi plătim o dată mai mult, fiindcă el face greșeli și rata noastră crește. Și el se împrumută mai mult ca PSD-ul și cu o rată mai mare, pe care absolut îi înjuram fiecare zi că se împrumută, că nu știu ce. Și tot noi plătim, deci de două ori plătim mai mult. Deci ar fi bine, Ilan a fost ministru, a demonstrat ce poate să facă în calitate de ministru. Eu am fost la rândul meu, secretar de stat. Am fost și eu secretar de stat mai puțin timp, dar eu zic că am arătat când am fost acolo că se pot face anumite lucruri. Eu zic, cine vine acum mai întâi să arate că face și după aceea să deschidă gura. Ne-am săturat de sloganuri, ne-am săturat de lozinci, ne-am săturat de circ și de scandal, pentru că există, cred eu, în clasa politică prea multe orgolii, prea multe dorințe de căpătuire și prea puține soluții. Noi am zis, domnule, hai să facem lucrurile puțin altfel. Venim mai întâi cu soluțiile și după aceea, după ce le demonstrăm, o să venim cu orgolii și o să zicem, uite, domnule, ce am făcut. Că toți românii câștigă dublu astăzi. Și o să ne bucurăm și ieftine, o să ne lăudăm cu ce am făcut. Cei de la USR au pornit ca un proiect așa de bine, de tineri, de antisistem, de așa, și au venit cu marele lor slogan fără penal. Și cu ăla au rămas. Că au rămas și fără penal și fără asumarea guvernării și fără nicio măsură în Parlament și fără nicio condiție ca să susții guvernul. Păi, doar fără penal, ok, adică asta, deci scopul lor care e politic, doar să nu avem penal, da? Dar nu contează dacă aia care vin sunt pregătiți, sunt buni, sunt proști, exact. Devin penal în timpul ăla sau... Da, da. Ce înseamnă asta? E mult prea jos ca și standard pentru țară, adică au reușit să se facă de râs, au susținut un guvern fără niciun fel de condiție. Deci, domne, să se facă asta pentru români din programul nostru. Uite asta, că susținem ce guvernul. Ce să se facă? Nimic, singura chestie pe care au cerut, au zis... Susținem guvernul fără să vrem nimic, decât o singură chestie, dacă se poate, vă rugăm frumos, alegeri anticipate. Alegeri și în două tururi. Și în două tururi, da. Au primit anticipate, n-au primit în două tururi. De ce a făcut USR-ul după ani de zile în Parlament? Nimic, zero, zero, credeți zero. Credeți în anticipate? Vor fi anticipate. Da, vor fi, am citit acum în presă mai devreme, da. Înainte să vin, că Ciolacu și Orban s-au înțeles pe 28 iunie, Acum vom vedea dacă s-au înțeles, fiindcă presa de obicei nu scrie o dată dacă nu există, exact. Adică ceva în spate. Noi ne pregătim ca partid pentru un scenariu anticipat, ne construim organizațiile din teritoriu, astfel încât să fim pregătiți și să obținem... Vom candida atât la locale cât și la parlamentare. Și un mesaj către toți românii, toți cei care vor să candideze, să schimbe ceva în țară, pot face parte din listele platformei social-liberale fără să lingă clanțele, este o vorbă în politică, fără să vină cu nu știu ce atenții, fără să... Nu, pur și simplu avem nevoie de oameni buni, de oameni care vor să implementăm împreună proiectul de țară. Consumă pentru candidatura s-a la primărie sau s-a la... Terminat, s-a terminat cu genul ăsta de politică în România. Deci, omul, dacă e bun și vrea, din potrivă, încercăm noi să îl susținem și să găsim, adică moduri de al susținerea campaniei. Da, de a sponsoriza, chiar dacă el nu poate să aducă resursele aceste singuri. Deci vom oferi o șansă oamenilor buni, oamenilor performanți. De-aia am spus că fără penal nu-i suficient. Da. Trebuie oameni capabili în funcții publice. Și eu și cu Alex suntem doi oameni cu foarte multă experiență, scoatem tot ce mai bun dintre acești tineri, am observat. Să scoatem tot ce mai bun dintre acești tineri și acești oameni care vin lângă noi și am mare încredere că vom face o figură frumoasă atât la locale cât și la parlamentare. Domnul Alex, ați vorbit puțin în conferința de presă și poate... A vorbit foarte mult atunci, în conferința de presă. Da, mai mult ca Ilan. Mult. Nu cred la asta. Da, sincer nu cred. Dar pune-mi pe trebuie să facă cineva ce... evaluare. Poate domnul ministru Toader. Nu, domnul cineva să despre... facă evaluare că ne scade ratingul de țară. Nu cred că am încredere să facă... Ne scade ratingul partidului. V-a întrebat cineva de traseism. Ați avut un punct de vedere foarte interesant. Da, traseismul politic. Traseismul politic este un concept inventat acum 10 ani de niște politicieni care au vrut să-și țină oamenii aproape și să nu-i lasă să plece de lângă ei. Credeți-mă, chiar dacă sunt tânăr, am 13 ani de experiență în politică, am plecat de la un biet consilier, am ajuns în 3 ani jumate secretar de stat, apoi am pornit tot din nou la un proiect, m-am înhamat la un proiect politic, am făcut campanie la țară, am fost și președinte la un partid politic nou înființat în județul Giurgiu, asta acum vreo 6-7 ani.
Deci le-am văzut pe toate. Chestiunea e în felul următor. Acum 10 ani politica era una, astăzi politica este cu totul alta. Mă refer la România, la Europa și la mediul internațional. Nu poți să ceri unui om să stea într-un partid 30 de ani atunci când partidul pe care, în care s-a înscris nu mai este același lucru. Uitați-vă, de exemplu, în Franța. Emmanuel Macron, președintele Franței, a plecat cu o platformă prezidențială și a făcut partid și a intrat în Parlament, acum au majoritate. Deci vorbim de o chestiune care s-a întâmplat așa, în câteva luni. Apar partide noi, se schimbă generațiile de politicieni, doctrinele se schimbă, abordările se schimbă. Oamenii politici trebuie să aibă libertatea să fie afiliați oricărui politic, curent politic cu care rezonează, cu o singură condiție, într-adevăr, trebuie schimbat, pentru că suntem în județul Giurgiu, eu vorbesc foarte deschis și știu foarte bine și realitățile din județ. Trebuie găsită, într-adevăr, o soluție pentru ca autorități, pentru ca aleșii să nu plece neapărat unde e bine, unde sunt banii, așa cum s-a întâmplat de multe ori și în Giurgiu și în multe alte județe, dar în principiu, conceptul de traseism într-o țară normală, că vorbim de normalitate, nu ar trebui să existe. Deci eu cred că legea, așa cum este acum la nivel de administrații locale, este bună, pentru că acolo, de fapt, este marea bubă, la primar, la consilier local și așa mai departe, care fug dintr-o parte în alta, practic, îi schimbă doar nume, plăcuțele de matriculare și rămân cu aceeași mașină. Acum pe primarii că motivul lor e plec acolo, că acolo sunt bani. Păi atunci să desfințăm partidele politice la nivel local, nu? Și atunci când dăm pe persoană fizică. Dar în principiu noi pornim de la următoarea premiză. Suntem deschiși către oricine aderă la platforma noastră, la valorile noastre, la viziunea noastră, către oricine este hotărât să contribuie și are curajul să contribuie și să ducă mai departe mesajul nostru, să ne îmbogățească cu idei. Noi îi selectăm pe fiecare în parte în funcție de meritele individuale. Suntem deschiși atât către oameni care nu au mai făcut politică, cât și către oameni cu experiență. Avem deja în Parlamentul României un prim reprezentant, este vorba de domnul Sorin Bota. Domnia sa era independent în Parlament în momentul în care a aderat la Platforma Social-Liberală. Este o persoană care a venit către noi cu idei și proiecte foarte valoroase, cu care am rezonat și așa am decis să mergem împreună, nu pentru că ne-am hotărât să rupem norma la parlamentar. Pentru asta ne pregătim pentru alegerile generale care probabil că vor avea loc în iunie. Acolo, într-adevăr, suntem decis să aducem cât mai mulți oameni buni, valoroși în Parlamentul României, care vor să muncească și să facă la proiecte. La eventual de un scor bun la parlamentare. Aveți deja un plan să, sau cu ce partid ați putea face o înțelegere la un moment dat? Putem și am spus-o și o repet. Atunci când ne-am apucat de acest proiect, am spus că una dintre principalele noastre priorități este să punem capăt războiului român-român, să oprim dezbinarea din societatea românească și de aceea am venit cu primul proiect de țară după 15 ani, România 10 în 10. Deci, atâta timp cât partidele mai mari, mai mici, vor avea nevoie de Platforma Social-Liberală și de noi și de echipa noastră și de expertiza noastră, vom fi acolo trup și suflet, indiferent care este partidul, atâta timp cât împreună cu ei vom putea implementa aceste măsuri importante pentru viitorul țării, măsuri care vor duce România fix acolo unde vrem noi să o ducem și anume acolo unde este locul, în topul celor mai puternice 10 economii din cadrul Uniunii Europene. Asta este ceea ce ne dorim, vrem o bunăstare pentru români, vrem un salariu minim de 1000 de euro, vrem o lege a repatrierii pentru diaspora, vrem să digitalizăm sistemul public. Deci vreau să vă arăt ceva. Vreau să vă arăt ceva și camera, dacă se poate să o îndreptați spre mine, ca să nu ziceți că este o glumă. Nu știu cum puteți să vedeți în acest moment. Uite, spre camera. Apare pe ecran. Perfect. După cum vezi, atenție, urna pentru depunerea declarațiilor online a fost mutată la etajul 2, intrarea opusă. Deci declarațiile online, da? Deci dacă declarațiile online se depun la etajul 2 cu liftul, se aplaudează online cu liftul la noi declarațiile online. Da, pe intrarea opusă, nu pe intrarea... În urnă. Deci, da, într-o urnă. Deci asta nu este de glumă. Avem cele mai bune creiere din lume în materie de IT și ITNC și high technology, care s-au dus și muncesc la Google, la Facebook, la Microsoft, că pot să le zic numele, sunt companii, da, nu contează. Din nou, a doua limbă vorbită la Microsoft este limba română. Deci, dacă se pun la oaltă 20, 40, 50 de specialiști români pentru a digitaliza întregul sistem, nu le ia mai mult de un an de zile. Și putem să facem proiectul ăsta și prin voluntariat, atât de
atât de mult vor acești tineri să se implice și să schimbe ceva în țară. Știți ce ar însemna digitalizarea întregului sistem? Că nu mai mergem la cost, că nu mai cheltuim mai ora bani, că devenim mai productiv, dar nu doar atât. Putem să colectăm mai multe taxe și impozite pe care statul român nu reușește să le colecteze în acest moment, tocmai din cauza faptului că nu avem un mecanism centralizat pentru a avea o evidență. Pierdem undeva la 8 miliarde de dolari anual doar din necolectarea TVA-ului și mai sunt foarte multe altele pe care nu le colectăm. Gândiți-vă că ar însemna un 4% suplimentar în produsul intern brut. Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru bugetul consolidat al României. Deci despre asta vorbim, lucruri simple. La fel este și legea repatrierii. Nu te costă nimic să dai legea respectivă și să creezi cadrul legal, dar impactul în economie este gigant, uriaș, și social, și cultural, și economic. Deci, despre asta discutăm. Genul ăsta de măsuri, pe care eu și cu Alex știm, împreună cu echipa, să le implementăm, să le transformăm în proiecte de lege și toate partidele care vor susține aceste lucruri, vor primi susținerea noastră înapoi. Mereu am spus că am încredere în generația tânără, mereu am spus că trebuie lăsați la un moment dat tinerii la un moment și bătrâni. La un moment dat, da. Deja o să îmbătrânească și tinerii și... Da, asta, nu vrem să ajungem acolo, da. Mai aveți un proiect, România Verde și Curată, un proiect pe care îl derulați împreună cu actorul Mircea Diaconu. Da. Când puteți spune asta? Las pe Alex și Alex să prezintă foarte bine România Verde și Curată. De când este e unul acum dintre cei mai mari specialiști în materie de curățenie Ați și de pe la natură. Ecologist? Dacă am trecut? Da. În ce sens? Dacă am fost membru? Nu, că v-a spus că sunteți cel mai mare specialist. Unul dintre cei mai mari specialiști. Ascultați-mă ce vă spun, o să vedeți proiectul cum iese. M-am format ca educație în Occident și acolo am văzut ce înseamnă să ai grijă de mediu. Să ții este mult prea modest. A făcut, deci a primit o bursă, a fost unul dintre cei mai buni studenți pe care i-a avut România, s-au bătut pe el universități din toată lumea, a ajuns în Statele Unite cu bursă, că n-a avut bani. Și a fost acolo, nu mai zic, a fost unul dintre primii studenți care a terminat în fiecare an cu felicitări. Ăsta este Alex, o capacitate din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc, Ilan. Trebuie să recunoaștem până la urmă, adică eu vreau să mă laud. Mie îmi place să las faptele să vorbească. De genul acesta. Eu nu sunt adeptul unor astfel de autopromovări, las faptele să vorbească, spun ce am făcut. Pot să vă spun că am făcut, locuind în străinătate, am văzut ce înseamnă să ai grijă de natură. Și venind în România am văzut ce înseamnă să-ți bagi joc de natură, ce înseamnă să-ți bagi joc de păduri, ce înseamnă să-ți bagi joc de mediu. E o chestiune din care, din păcate, toți suntem vinovați, pentru că toți poluăm, toți în, mai devreme sau mai târziu suntem, prin simplu fapt că lăsăm gunoaiele să se adune pe marginea drumului și în păduri și în natură, ne batem joc de mediu. De când am lansat proiectul România 10-10 la Cluj în 12 decembrie anul trecut, printre primele întrebări din public au spus bine, bine, dar ce facem cu pădurile, ce facem cu mediul? Și le-am zis ok, o să le gândim foarte, cu foarte multă atenție. Am avut discuții cu mai multă lume, dintre care foști oameni de stat importanți care au venit cu idei și ne-au îmbogățit proiectul. Și la un moment dat am decis eu cu Ilan să facem un lucru și să, independent, dacă vreți, de construcția noastră politică, să ne asumăm noi ca doi tineri care vor să schimbe ceva în țara asta, să-l ajutăm pe maestrul Mircea Diaconu să ducă mai departe proiectul pe care domnia sa l-a conturat în timpul campaniei pentru prezidențiale și înainte, evident, și în care noi credem foarte mult. Și atunci am dus la maestru Diaconu și am spus, maestre, te rugăm, lasă-ne să te sprijinim, să vă sprijinim cu organizarea, cu centralizarea unui proiect care să aducă în atenție această problematică a mediului. El are două obiective foarte, foarte simple. Am vrut să ținem totul foarte simplu, pentru că sunt chestiuni care țin de bazele care, pe care noi trebuie să le avem. În primul rând, să lăsăm natura să respire, să lăsăm o perioadă de 10 ani în care să permitem să se regenereze pădurile României, și să, în același timp, să lucrăm, să acționăm împreună cu investitori, împreună cu cei care lucrează în domeniul acesta, mari firme și așa mai departe, astfel încât să schimbăm puțin modul în care este tratată industria lemnului din România. Adică să nu mai exportăm, să exportăm mai puțin sau deloc bușteni sau masă lemnoasă ca o țară din lumea a treia. N-am zis că e ușor, dar e absolut necesar și nu o putem face singur. Toată lumea trebuie să vină în spatele acestui proiect. Vrem să exportăm produse cu valoare adăugată mare.
Adică nu mai exportăm bușteni și cherestea ca o țară din lumea a treia, exportăm mobilă finisată, exportăm alte produse care se vând bine și aduc mai mulți bani. Și a doua direcție ține de o curățenie generală în România. Mergând pe drumul național 5, ne-am oprit într-o parcare ca să așteptăm să vină autocarul să ne ia, noi fiind cu mașina, și vă spun sincer, am văzut acolo, parcarea era cred că la 1 decembrie sau undeva în zonă, era toată lizierea pădurii era sufocată de gunoaie, de peturi, de sacoșe de plastic, și cred că va trebui să ne apucăm în cel mai scurt timp noi, prin forța exemplului, să arătăm că se poate face curățenie, că trebuie să facem curățenie, că este absolut rușinos ca natura noastră, ca mediul în care trăim zi de zi, să fie în halul ăsta de murdar. Sufocăm natura, ne batem joc de tot ce înseamnă mediul din România, și asta trebuie să schimbe. E un pact pentru o Românie verde și curată, pe care Mircea Diaconu l-a inițiat alături de noi doi, în calitate de coorganizator și centralizatori. Vom avea sâmbătă viitoare, am avut deja o primă întâlnire la București cu voluntari, sâmbătă viitoare vom avea o ședință mult mai mare cu oameni din toată țara care vin alături de noi să ne ajute să facem acest proiect, să-l transformăm în realitate, și cred că împreună vom reuși să aducem toate forțele politice și nu numai ONG-uri și oameni, ca să generăm masa critică pentru a schimba puțin tendința asta de distrugere a naturii și practic de defrișare a identității noastre ca țară superbă, la care mulți străini ar tânji pe care mulți străini ar tânji și tânjesc să o aibă. Pare deja expert, am zis. Da. Nu, adică e de bine. Am spus, e de bine. Zice de bine. E foarte clar. E bine pentru noi toți. Emisiunea a ajuns aproape de final. Mai aveam o singură întrebare. Da. Nu e, credeți-mă, nu vreau să vă lovesc sub centură, nu... Da, amândoi aveți un trecut apropiat PSD-ist, ca să spun așa. Alex nu are deloc trecut apropiat. Alex de PSD. A fost consilier onorific al premierului. Fără să vrea, cred că a ajuns consilier onorific al premierului și cred că a stat Ilan Laufer a fost ministru. Da, eu deci... Guvernul Tudose, parcă, nu? Și am fost și secretar de stat în guvernul Grindeanu, am fost și ministru în guvernul Tudose și am fost și consilier al doamnei Dăncilă. Ne puteți garanta că toată construcția de dumneavoastră nu e un... la un moment dat nu faceți un blat? Păi ni s-a propus până acum să facem mai multe blaturi. Și de cozonac, și de pâine, și de nu știu ce. Eu vă garantez un singur lucru. Acest proiect... nu este satelitul nici al PSD-ului, nici al PNL-ului. Deci nu va fi un partid de purași. Nici. Nu. Dacă am venit cu un proiect de țară, nu, știți de ce nu avem de ce să ne oameni foarte serioși. Nu avem de ce să ne batem capul. Nu avem de ce să ne batem capul cu un astfel de proiect fantomă. Noi avem, și eu și Ilan am avut înainte de a porni la acest drum carierele noastre, eu zic că eram oameni destul de cunoscuți, destul de bine așezați pe drumul nostru în viață, să renunțăm la tot pentru a genera o păpușă, o fantomă politică, sincer, mi se pare că nu are niciun sens. Și vă mai spun ceva. Cine își închipuie asta se înșeală și o să vadă că vom reuși pe forțele proprii. Și vă mai spun ceva. Vom face noi asta. Noi vrem, eu împreună și Alex și cu echipa din Platforma Social-Liberală, care pe zi ce trece este mai mare, ne dorim să câștigăm alegerile în România. Da? Adică noi asta ne dorim. Eu cred că orice partid serios care vine cu un program de țară și vrea să-l implementeze, trebuie să-și dorească cel puțin să facă tot ceea ce ține de el când intră într-o competiție electorală să câștige. Și evident că asta ne dorim ca și scop final. Baftă mult atunci. Mulțumim frumos. Mulțumesc că ați acceptat să veniți la o televiziune de provincie. Cu mare plăcere. Să le mulțumim și celor care ne-au urmărit live pe Facebook. Oricând puteți conta pe prezența noastră cu tot dragul. La Giurgiu suntem venit cu plăcere. Domnul și domnul a fost Alex Coita și Ilan Laufer. Doi tineri, sfatul meu este, aveți încredere în tine. Poate îi schimbă ceva în țara asta. La revedere, vizionare plăcută în continuare.